Interviurile video PS News continuă astăzi, iar alături de mine invitat este domnul primar Dan Tudorache. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru. Bună ziua! Actualmente primar și candidatul Partidului Social Democrat pentru un nou mandat. Pentru alegerile din 27 din 27 septembrie. Dacă septembrie. Se vor ține. De ce? Păi nu am zis, dacă se vor ține, nu. V-ați dori să nu se țină? Nu, dar tot aud persoane care, mă refer la persoane din politică, care tot spun că n-ar fi bine. Nu, eu când se țin alegerile, atunci particip. Spuneam candidatul PSD, dar nu susținut și de ALDE? Sau cum arată discuțiile? În momentul ăsta, președintea pe București, Gabriela Firea, e la negocieri. Este ultima zi când se poartă aceste negocieri. Noi, ca să zic așa, azi e joi, nu? Deci luni plecasem cu doi aliați, cu PPUSL și cu ALDE, dar între timp au intervenit unele discuții, bine, și aderul la sectorul 2. Dar au intervenit unele discuții în aceste zile și sper că astăzi, fiind ultima zi, trebuie să avem un răspuns, ori albă, ori neagră. Ori mergem singuri, ori mergem în alianță cu 1, 2 sau 3 partide. Vă întreb și pentru că la ALDE, cel puțin am văzut în urmă cu puțin timp, domnul Tăricianu și-a anunțat candidatura pentru primăria capitalei. Asta înseamnă că nu s-au înțeles, deci urmau să discute astăzi primarul general cu domnul Tăricianu. Înseamnă că n-au ajuns la o înțelegere și... Că PSD va merge singur la locale pe București, cel puțin? Deci nu mergem cu ALDE. Nu știu acum ce negocieri mai sunt cu cei de la PPUSL. Vom vede. La sectorul 1 aveți contracandidatul Clotilde Etern. Armand, că etern, cum ați spus și dumneavoastră. Acum însă, din partea unei alianțe, PNL-USR+, vă temeți de... Nu mă tem. Candidatura... E adevărat, acum 4 ani a candidat din partea USB-ului, acum va candida din partea USR-ului și a PNL-ului. Chiar dacă sunt două partide, chiar dacă teoretic ar avea mai multe șanse față de acum 4 ani, vedem pe 27 cine va câștiga. Am văzut că și partidul, sau alianța, de fapt, Victor Ponta cu Robert Negoiță... Da, inițial, sau cel puțin candidat. Speram ca Victor Ponta, sau cel puțin acum 2 săptămâni, acum 3 sau până acum 2 săptămâni, speram ca Victor Ponta cu Pro-România să facă alianță cu PSD-ul. Uite că nu s-a putut. De ce nu s-a putut, domnul Drache? Tot din cauza negocierilor. Bănuiesc că tot ceea ce cerea Victor Ponta era mai mult decât putea să ofere PSD-ul. Era o negociere mai amplă, se discuta și de alegerile parlamentare, de locuri pe locuri eligibile pe listele PSD-ului la alegerile parlamentare, deci nu s-a ajuns la o înțelegere, deci a picat în discuția cu Pro-România. Sunteți dezamăgit de faptul că nu s-a ajuns la o înțelegere? N-au reușit cele două conduceri? Dezamăgit sunt că nu am reușit să ne înțelegem cu Victor Ponta, pentru că Victor Ponta a plecat din PSD cu toată echipa lui. Asta este. Mergem mai departe. Practic, electoratul este s-a împărțit. Este tot din partea stângă, da. Și exact. S-a împărțit. Și sunt procente... de la 6, 7, 8%, ceva de genul ăsta, sau cât arată sondajele în momentul ăsta pe sectorul 1. Spuneam că sunt procente care le pierd. Spuneam că ei au un candidat în persoana medicului, Adina, da. Alberts. Îi urez succes. E o surpriză, însă nu știu să se fie implicat până acum în politică. Da, doar soțul ei. Soțul ei s-a tot implicat, a tot candidat... Este eternul candidat. Cataram a tot candidat, cred că la toate alegerile de președinte a României. Și parcă, eu așa-l știu, doar ca eternul candidat.
Va rupe tot din electoratul PSD, da, pentru că, cu siguranță va rupe. Cum spuneați și dumneavoastră, Victor Ponta a plecat din PSD. Deci. E răutatea lui Victor Ponta, oricum, eu acum sunt convins că Victor Ponta a pierdut o mare parte din PSD, care poate l-ar fi votat în 2024 la alegerile prezidențiale, pentru că asta își dorește. Deci, eu zic că alegerile de peste 4 ani le-a pierdut acum. Aveți emoții? Nu, nu am emoții. Ba da, am emoții doar pentru pandemie, atâta. Doar pentru ceea ce s-ar putea întâmpla în secțiile de votare cu cetățenii care sunt mai în vârstă sau cei care nu sunt în vârstă și e ceva mai delicat cu să organizezi alegeri într-o situație de pandemie. Vom vedea. Dacă este guvernul... riscant, totuși, să organizăm alegeri, cum ați spus dumneavoastră, în perioada pandemiei? Oricum, este mult mai rău decât atunci când nu exista nimica. Eu stau și mă gândesc, sunt persoanele în vârstă, cred că domniile lor se vor gândi de două ori dacă vin sau nu vin la vot. Deci o persoană de peste 60, 70 sau 80 de ani cred că e sfătuit de către copii să stai acasă. Asta e părerea mea, poate nu e așa. Da, poate din cauza punctul asta... dumneavoastră de vedere, vă întreb, nu știu, în calitate de cetățean, pe omul Dan Tudorache, ar trebui totuși să mai prelungim această perioadă? Să... Nu știu, este treaba guvernului, nu pot să dau cu părerea, mai ales că sunt politician. Eu stau și îmi pun o întrebare. Și eu nu găsesc răspuns în momentul ăsta. Când intri în secția de votare și este acea persoană de la STS cu acel calculator, cu acel soft care te verifică dacă ai mai votat în alte locuri sau nu, îi prezis buletinul, te identifică după figură să vadă dacă ești persoana din buletin și să te prezinți la vot. Deci ca să te identifici, trebuie să-ți dai masca jos. Chiar și pentru o secundă, pentru două secunde. Poate cei mai tineri pot face acest lucru. Mă gândesc la cei în vârstă, care au poate un baston, o mână ocupată cu un baston. Cum să-și dea masca jos? Că trebuie să-l identifici, că așa vii cu un buletin, ai ochelari, ai mască, nu-l recunoști. Nu recunoști acea persoană. Și stau și mă gândesc cum vor proceda cei în vârstă. Ne spuneți că va fi dificil pentru... Da, nu, e ceva inedit. Da, și mă gândesc în primul rând la cei în vârstă. Hai să zic, noi tinerii ne descurcăm mai ușor, mă refer la mască, să o dai mai ușor jos. Dar... Nu mai vorbim de acea distanțare de 2 metri între persoane. Exact. Ne amintim sau că cu ștampila, pune mâna pe ștampilă. Au fost colți la secțiile de vot. Exact. Ce se discută, se desfășoare pe perioada a două, a trei zile. Da, seama, sunt multe întrebări care ar trebui să fie puse. Și știți care e problema? Noi toți ne dorim să fie prezența cât mai mare ca să ai legitimitate atunci când ești votat. Dar dacă persoanele în vârstă se gândesc de două ori dacă e bine să vină sau să nu vină, din cauza sănătății, nu de altceva, să prezinte la vot, cu siguranță... Prezența va fi mult mai scăzută. Sau hai să ne gândim persoanele care sunt bolnave sau de COVID. Ea poate ar vrea să voteze. Cum faci? Te duci cu urna mobilă într-un spital COVID sau dacă sunt izolați la domiciliu, cei asimptomatici. Cum faci? Adică sunt multe întrebări la care eu nu am răspuns, sincer să fiu. Și cu siguranță poate că sunt cetățeni, poate și mai tineri care sunt asimptomatici, sunt izolați la domiciliu și poate vor să voteze. Dar știți ce mă întreb? În fiecare zi vedem de câteva săptămâni 1000 de cazuri, 1000, astăzi 1300 și 450 de afară de o zi, parcă undeva. Da. Da. Mai organizăm alegeri? Adică noi o ținem așa cu alegerile? Asta e treaba guvernului. Guvernul spune că poate să le organizeze. N-a spus domnul președinte Iohannis că dacă poți merge la piață, la cumpărături, înseamnă că poți merge și la alegeri? Bănuiesc că are mai multe informații, bănuiesc că știe, dar decizia trebuie să vină de la guvern. Nu noi, administrația locală sau parlamentul, nu are nicio atribuție în sensul ăsta. Guvernul poate să spună, să
se pot organiza în condiții bune, de siguranță, sau nu? Cine va răspunde pentru... Păi cu siguranță, eventuale... cu siguranță, dacă vor fi alegeri pe 27 și va exploda, ca să zic așa, numărul de îmbolnăviri, cu siguranță cei care l-au organizat, adică guvernul. Deci este atributul lor, ei trebuie să hotărască. Vă aflați la final de mandat, au trecut 4 ani și aș vrea să... Au trecut mai mult de 4 ani. Să, ultimul mandat, să vedem cam care au fost, să tragem așa o linie și să vedem cam care au fost principale proiecte cu care vă puteți lăuda astăzi, august 2020. Sunt proiecte mai mari, mai mici, e adevărat, sunt și unele dezamăgiri, dar o să vă spun acum proiectele mari, e adevărat, eu zic că cel mai mare proiect al meu și chiar sunt mândru pentru că am reușit să fac pași, chiar dacă i-am făcut greu, pentru că eu, ca să aprob un proiect, să merg mai departe, trebuie aprobarea Consiliului. Deci eu nu pot merge mai departe dacă n-am 14 voturi, că în Consiliu sunt 27. Dar ghinion, cum spune un clasic în viață, eu n-am avut majoritate în Consiliu, am avut 13 voturi cu toate alianțele pe care eu le-am avut. 14 voturi a avut USR-ul și PNL-ul. Și a fost greu să... A fost foarte greu. A fost foarte proiectele. Greu pentru că au blocat proiecte și m-am chinuit, a trebuit să iau persoană cu persoană să le explic de ce comunitatea are nevoie de acel proiect. E adevărat, cei care au votat la momentul respectiv au avut mari probleme în partid. O parte dintre ei au fost dați afară sau li s-a ridicat sprijinul politic. Ca să mă refer strict la acea societate pe care m-am chinuit să o înființez, să realizeze spitalul din nordul capitalei, Spitalul Vasile cel Mare, este un spital de 1015 paturi și el va fi realizat prin relocarea a 3 spitale, Spitalul Floreasca, mă refer strict la numărul de paturi, Spitalul Floreasca, Spitalul de Arș și Institutul Mama și Copilul. Deci vom reloca cele 3 spitale, ca să dau așa o locație în spate, la Doi Cocoși, deci la intersecția șoselei Sisești cu București-Târgoviște, numărul 10. Acolo va fi construit, deja licitația în această lună a mai fost prelungită, sper să existe un câștigător. Deci sunt în procedurile de licitație de 8 luni de zile, pentru că tot timpul au solicitat noi clarificări, în speranța ca să nu am contestații, pentru că cu siguranță dacă cineva mă contesta, după ce închideam licitația, putea să dureze contestația foarte mult timp. Și așa am preferat să prelungesc la solicitarea lor și să le pun la dispoziție toate clarificările de care aveau nevoie și cei care doreau să participe și care doresc în continuare să participe, să ia decizia corectă și să participe sau să nu să conteste ulterior, trebuie să mai întârzie proiectul. Deci la sfârșitul acestei luni sper să am un câștigător, nu mai prelungesc, deja și așa 8 luni mi se pare o perioadă destul de mare de licitație. Pot să vă spun că avem alipirea terenului, e vorba de două terenuri. Un teren îl avea primăria din anul 2004, lângă el a cumpărat un teren în 2017, un teren de 4.000 de metri, deci în total avem 7.200 de metri. În această perioadă le-am alipit, acele terenuri. Deci eu zic că în perioada următoare, în perioada însemnând săptămâna viitoare, vom depune pentru autorizația de construcție de către societate. Societatea va depune la primăria sectorului 1 pentru obținerea autorizației de construcție și pentru autorizația de demolare, pentru că pe acel teren sunt două cămine de bătrâni care sunt construite din 1970. Ele oricum sunt expirate din toate punctele de vedere.
vom reloca acei bătrâni, este vorba de 98 de bătrâni pe care îi relocăm în alte clădiri din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Primăriei Sectorului 1 și vom începe demolarea. Deci, eu zic că... Cam cât va mai dura până când efectiv eu zic că, vor începe începând lucrurile? De acum, începând din luna august, încă 3 ani construcția. Va fi cel mai mare spital construit după 90 de stat. Nu cred că niciun privat n-a construit un spital de 1000, peste 1000 de paturi. Și pot să vă spun că medicii care lucrează la cele trei spitale vor fi relocați la acest spital. Cum stăm cu sistemul de termoficare în sectorul 1? Că știți, e o veche problemă a Bucureștiului. Asta poate să vă răspundă primarul general mult mai bine. Eu ca și primar am un cet Grivița, care este pe șoseaua Grivița. Acel cet asigură undeva la 50% din necesarul sectorului 1, dar restul de apă caldă și căldură vin prin rețelele radetului de la celelalte ceturi din București. Ați avut sesizări? Că, spre exemplu, am văzut săptămâna trecută Robert Neguiță, un alt primar fost PSD, a trimis o scrisoare către Primăria Capitalei în care susținea exact pentru ce că în această perioadă aceste ceturi intră în revizie pe perioada verii. Asta o știm de pe timpul lui Ceaușescu. Deci pe perioada verii fiecare cet se oprește prin rotație și nu știu cât durează revizia, undeva la 3 săptămâni de cet și își fac toate lucrările care sunt necesare pentru a mai funcționa încă un an de zile. Și am înțeles că Elcenul nu funcționează, a intrat în revizie cet sud și automat necesarul de apă caldă, că în momentul de față este vorba doar de apă caldă, nu este suficient pentru a asigura această apă la o temperatură optimă pentru tot Bucureștiul. Și din cauza asta, temperatura apei variază și oamenii sunt nemulțumiți. La sectorul 1 nu ați primit sesizări? Ba da, am primit. Și cum, ce le răspundeți oamenilor? Să vedem, la identificăm, identificăm problema. Poate sunt și probleme. Uite, de exemplu, la cet Grivița a fost la un moment dat, s-a defectat o piesă. Și a durat undeva la o săptămână până am reușit să schimbăm acea piesă. Vă dați seama că oprindu-se cetul, a intrat așa, o mică problemă cu apa caldă. Dar le explicăm oamenilor care înțeleg bine, deci noi le spunem adevărul, nu îi împăcălim. Spunem clar despre ce e vorba, e adevărat. Și rețelele radetului sunt foarte vechi, am înțeles și se și vede primarul general a făcut tot felul de lucrări. Asta l-am văzut eu în sectorul 1 de schimbare a rețelelor, dar... Se putea face totuși mai mult? Eu cred că se putea face mai mult în cei 26 de ani unde, sincer să fiu, nu s-a făcut absolut nimic. S-a mers, uite, merge și așa și la un moment dat îți pică aproape întreaga rețea. Și problema e când îți pică iarna... Spuneați că ați văzut și dumneavoastră situația, cam cât am mai putea duce așa cu actualul sistem de el se modifică, deci se modifică, pentru că dacă nu-l modifici, pierderile sunt foarte, foarte mari și devine nerentabil. Și așa poate face pe oameni să renunțe la această căldură și apă centralizată și să-și pună centrale de apartament sau de bloc, cum se mai face în ultima perioadă. Cel mai ieftin este să avem o centrală cum este, sau sistemul actual prin rețelele radetului, dar trebuie modificat dacă aceste rețele. Dacă ar funcționa la parametri normali sau... Adică să nu avem pierderi foarte mari. Cum stăm cu poluarea la nivelul sectorului 1? Știu că acolo ați avut diverse sesizări, cel puțin pe gropile de gunoi. Da, eu sunt în proces, eu ca și primărie, eu și persoană fizică, pentru că am fost dat în judecată, mi s-a cerut 600.000 de euro daune, mie ca primar și ca cetățean,
cei de la Iridex m-au dat în judecată pentru că îi denigrez sau că le stric imaginea. Eu nu am făcut asta, le-am spus doar să rezolve acea problemă cu mirosul. Noi considerăm că acel miros care vine în anumite perioade ale zilei, vine de la groapa de gunoi, de la gazele nearse sau care sunt în fermentație și deranjează foarte mult pe perioada verii, mai ales atunci când locuitorii stau noaptea cu geamul deschis și este un miros foarte, foarte greu. Și acel miros, pot să vă spun, că ajunge până în zona Dămăroaia, București Noi, Chitila, Sisești, adică în funcție de cum bate vântul, acel miros toate insuportabil, ajunge și iar în spre mijlocul sectorului. Și acum vă judecați cu ei? Deci eu mă judec, am termen, pe data de 14-a 9-a, nu, a 8-a, deci 14-a 8-a, am termen la un proces. Deci dar am, cum am... s-a ajuns totuși în situația asta? Pentru că... Adică cine administrează această groapă? Pascu este patronul acestei gropi. El consideră că noi nu avem dreptate, că eu nu am dreptate, că acel miros urât nu vine de la groapa lui și din cauza asta ne judecăm de mai bine de 3 ani. V-am și spus, mă judec și ca primar și ca persoană fizică. M-a dat în judecată și îmi cer o sumă enormă de bani. N-ați cerut ajutor, implicarea Ministerului Mediului sau... Nu m-au ajutat. Știau foarte bine de ce scandal. A fost și o guvernare PSD, de asta vă întreb. Nici la PSD nu ați avut... Nu. Pentru că la acel moment eram în alianță cu ALDE și... Și nu s-a putut face nimic. Deci. Domnul Pascu a fost senator în României dintr-o anumită zonă politică. Deci tot la politică ajungem și cu poluarea și... Bun, discutam despre proiecte și spuneați dumneavoastră că sunt unele proiecte pe care n-ați reușit să le finalizați și pe care poate... Eu mi-am dorit în zona de nord, dar în zona de nord a sectorului am o suprafață de 900 de hectare, deci de la pădurea Băneasa sau de la șoseaua Jandarmeriei până la șoseaua de Centură. Am undeva la 900 de hectare, unde eu de când am venit ca și primar... Era un puz în judecată, s-a pierdut acel proces, s-a anulat puzul și acea zonă, undeva cu 40 de străzi, nu pot trage rețelele pe acele străzi, nu le pot asfalta și vă dați seama că sunt blocuri. E o zonă cu vreo 700 de familii la bloc, care stau cu fosă septică, vă dați seama să ai blocuri cu fosă septică. Așa au fost construite înainte să ajung eu primar. Eu tot am sperat să rezolv acea problemă, să le pot trage apă, canal, totuși ești și în sectorul 1. Pentru rezolvat? Că acel puz s-a pierdut în instanță, după aceea noul puz, eu mă chinui de mai bine de un an de zile să promovez noul puz, dar și acesta a fost atacat în instanță, deci ca propunere de puz mi-a fost atacat de către USR. Deci ăsta, cu asta s-a ocupat opoziția, să blocheze. Și una dintre marile dezamăgiri ale mele a fost blocarea acestui puz. Și știți care era problema? Ei când veneau să spună, domnule, îi spuneau așa, domnule, noi blocăm puzul pentru că Tudorache vrea să defrișeze pădurea Băneasă. Fals! Deci, dimpotrivă, deci eu doresc prin nou puz, deci ei comunicau unele lucruri pentru că, eu știu, mulți oameni nu se uitau sau nu știau să uite pe un puz. Și la o de bun ce spuneau ei. Spuneau așa, domnule, vrea să distrugă pădurea Băneasă. Că se, în sensul să defrișești și să lasă construiască. Avem cazuri de construcții în pădurea Băneasă, s-a făcut un complex rezidențial, bine, cu mult timp în urmă s-a făcut, dar e păcat să... tai acei pomi și să construiești o casă sau un ansamblu de case în acea zonă. Și eu, prin nou puz, propuneam să trec toate terenurile care sunt sau care au puzuri
în zona pădurii Băneasa să le trecă în extravilan. Deci să n-aibă dreptul să mai construiască. Deci ca fiecare copac să rămână acolo unde este, deci să nu mai fie tăiat. Deci au comunicat exact invers, că vreau să distrug. Nu, acum se distruge pădurea Băneasa pentru că oamenii au fost împroprietăriți, au cumpărat terenuri în pădure, conform puzurilor pe care le-au obținut, pot construi, dar după aprobarea noului puz, nu se mai poate construi în pădurea Băneasa și va rămâne pădure pentru noi toți, pentru noi și pentru copiii noștri. Tot așa, Parcul Herăstrău. Am fost atacat, tot datorită puzului, că vreau să construiesc în Parcul Herăstrău prin nou puz. Fals! Deci Parcul Herăstrău nu este în subordinea primăriei de sector, e în subordinea primăriei capitale. Deci nici nu aveam dreptul să modific ceva ce nu era al meu. Deci eu nu aveam dreptul să intervin asupra Parcului Herăstrău. Tot de la USR? Normal, ei sunt campioni cu astfel de reclamații și la început era doar mediatic, după care chiar se duceau și se duceau în instanță și atacau. Deci puzul actual a fost atacat, blocat mai bine de 3 luni de zile, au atacat avizul de mediu, instanța a zis vă opriți până să judecă, păi dacă sunt să ne judecăm cu ei, durează un proces an de zile. Uite așa, te blochează și ajunge acum și spune, n-ai făcut nimic. Păi tu m-ai blocat, că nu pot să fac dacă tu mă blochezi. Păi și care sunt calculele pentru un nou mandat când veți avea iarăși un consiliu? Cum nu, acum, acolo... deci gândiți-vă, deci, din cei 4 ani, 3 ani m-au blocat. M-au blocat. Dar în ultimul an au reușit și eu să vorbesc. Că, până nu știam, vă dați seama că vii la început, nu știi. Când te blochează, zici, da, domnule, m-au blocat. Stai odată, stai de 2 ori, stai de 3 ori. Dar am început să le explic consilierilor că din toți cei 14 consilierii care formau majoritatea din consiliu, le-am explicat, domnule, spuneți-mi și mie, ăsta e spitalul. De ce vă opuneți să avem și noi un spital în sectorul 1? Și au fost, de exemplu, o persoană de bună credință și a înțeles, da, domnule, ai dreptate. Dar mă obligă să îl votez de la OSR. Și a zis, domnule, spune și mie, tu ca om, ca cetățean al sectorului 1, de ce n-ai vot? De ce nu ești de acord cu acest proiect? Păi da, domnule, sunt de acord. Păi și încalci decizia de partid. Și a zis, bine, domnule, uite, eu îți votez pentru că sectorul 1 are nevoie de acest spital. A votat cu mine după care l-au dat afară din partid. Adică așa se ajunge. Adică e doar o directivă de partid, nu votează conform dorințelor cetățenilor. Bun, și repet, pentru un nou mandat, cum veți face la Consiliu? Că veți da din nou de... Păi sunt discuții cu celelalte partide, măcar să creați o majoritate de această dată. Și vă spun așa, știți că există o alianță. Există USR, PNL. USR Plus, da. Exact. PNL-ul sau oamenii care vor face parte din Consiliu sunt foarte nemulțumiți de faptul că ei nu au candidat. Nu au candidat, cu toate că cei din PNL, spuneți. Cei din PNL, exact. Aveau un candidat care stătea mult mai bine în toate sondajele pe care le-am văzut, stătea mult mai bine decât Clotilde, dar nu a fost, nu știu, agreat. Și vă dați seama că este nemulțumire între ei. A zis, domnule, dacă tu vezi că eu am mai multe șanse, se referea strict la candidatul PNL-ul, nu mă lași să fii candidat, ci îl lași pe cea de la USR, atunci înseamnă că e o problemă și sunt nemulțumiri. Și automat când ai nemulțumiri într-un grup, clar că sunt mai ușor de accesat în viitorul Consiliu. Domnule Tudorache, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu drag. Vă mulțumesc. Mulțumim.